Le merită pe deplin. Vorbim despre dragoste împlinită sau plină de gelozie sau alte ori neîmplinită, alte ori chiar despre toate acestea la un loc. Un cocktail pasionant pe acorduri muzicale suculente. Când vorbim despre tango, vorbim despre o muzică și un dans de mare expresivitate. Un tango pe muzica lui Malandro intră în scenă vedetele clasei profesoare, Iuliana Rizescu. Grupa a șase, vedetele! Exercițiu de atitudine, grație și expresivitate, dar continuând să faci balet, te trezești că practici arta în sensul cel mai profund al cuvântului. Dacă începi doar prin a-l analiza, te surprinzi admirând cu invidie grația, mușchii supri și frumusețea baletului. Monica Fotescu a fost până în 1997 balerina operei române, când a plecat să danseze pe scena operei germane din Düsseldorf. De atunci s-a alăturat baletului din Meiningen în 2000 ca prim-balerină, iar din 2003 și până acum este prim-balerină și asistent coreografie la baletul din Dortmund. Repertoriul ei include, printre altele, Lacul Lebedelor, Spărgătorul de Nuci, Bolero și multe, multe alte. Ea nu a venit singură în această seară ca invitat special. Este alături de aici, în scenă, Alexandru Fotescu. Alexandru este fost balerin al Operei Române din București, apoi al baletului Oleg Danovski din Constanța. A avut numeroase colaborări cu diverse teatre în Germania. Actualmente are un post de director al Academiei de Balet din Salzburg. În această seară, invitații noștri speciali în cello
and You, muzica Jules Massenet, coreografia Monica Fortescu-Uță.